Peste 100 de bucureșteni au rămas pe drumuri după ce blocul în care locuiesc a luat foc ca o torță. Disperați să fugă de flăcări, oamenii au sărit dintr-un balcon în altul ca să se salveze. Peste 100 de pompieri au intervenit la caz și au reușit să-i scape pe locatari din calea morții. Acum oamenii legii au deschis o anchetă și trebuie să afle de la ce a pornit focul violent. Am ieșit ultima din bloc. Am sărit de la balconul de la 9, am sărit în celălalt balcon, spre scara 7. Ca o torță a ars blocul de 10 etaje din sectorul 5 al capitalei. La ora 21:30 au fost făcute primele apeluri la 112, iar flăcările s-au extins rapid. Potrivit primelor informații, focul ar fi izbucnit de la un apartament de la etajul 2. Vecinii care au sunat să ceară ajutor spun însă că acolo nu mai locuia nimeni. Sunt unii care spun că a luat foc în 2 minute, 4 minute, s-a dus de la 2 la 10. Pompierii au intervenit cu numai puțin de 14 autospeciale cu apă și spumă, însoțiți de ambulanțe, echipaje de poliție și de jandarmerie. Au fost afectate de incendiu 18 apartamente, iar alte 20 de apartamente au fost verificate de către pompierii militari pentru eventuale persoane surprinse în acestea. Cu mâinile negre de la fum, în papuci și cu disperare în suflet, această femeie povestește îngrozită cum a reușit să se salveze în ultima clipă. Și-a pus viața în pericol, dar a fost singura variantă pe care o avea să scape din calea flăcărilor. Când am ieșit eu, se vedea doar ceva roșu. Zic eu, te dau cu artificii. Și în momentul ăla i-a spădat geamul și atunci am început să țipăm, n-am mai putut să ieșim. Eu am sărit în alt balcon la... Vedeți cum e blocul? Eu aș sta undeva aici, am ajuns la celălalt capăt, am sărit din balcon în balcon. Ați sărit pe balcon? Da, 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 puteam să cădem. Da, da, la 9. De teamă să de teamă să nu am salvat cățelul. Când am ieșit pe balcon, a explodat geamul. Cred că m-a ars așa un pic pe la buze. O noapte întreagă, bieții oameni au dormit în mașini cu speranța că se vor putea întoarce în casele lor. Am avut inspirația să umplu cada cu apă, să pun prosoape, ude în ușă ca să nu mai intre fumul ușa în casă. Era... Nu știm unde o să dormim, probabil că tot în mașină. În, mașină. În parcare? Da, în mașină am dormit. Și nu aveți unde să mergeți până se rezolvă? O să căutăm un hotel. Însă așteptarea s-a prelungit. Polițiștii au deschis un dosar penal pentru a stabili exact de unde a pornit incendiul și, astfel, locatarilor le-a fost interzis să se întoarcă în locuințe. Cât timp durează cercetarea la fața locului, oamenii pot intra în apartamente doar însoțiți de oamenii legii și doar pentru câteva minute. Își iau lucrurile necesare. Abia după ce anchetatorii reușesc să adune toate probele necesare, oamenii se vor putea întoarce în blocul care a ars ca o torță. Cântărețul Bogdan Mocanu, fost concurent al emisiunii Puterea Dragostei, a fost victima unui scandal cu macete declanșat într-un club de pe litoral. Artistul este rănit la unul dintre brațe. O noapte de distracție la mare cu prietenii a luat o turnură neplăcută pentru Bogdan Mocanu. Sunt bine, mulțumesc de griji, vă pupă toți și nu mor cai cum vor fi. Artistul a povestit pentru wowbiz.ro că ar fi venit în club să-și salute câțiva prieteni pe care nu-i mai văzuse de mult. Într-o filmare postată de cineva din anturajul său, acesta era bine dispus, semn că se distra. Ceva, ceva! Doar că, la un moment dat, spre dimineață, patru indivizi l-au înconjurat și l-au atacat cu macete. Acesta s-a ales cu o rană gravă la brațul stâng și a fost transportat la spital. Întreaga scenă a avut loc pe terasa acestui club din Mamaia Nord. În momentul în care conflictul luase amploare, bodyguardii au intervenit și i-au îndepărtat pe atacători de victimă pentru a nu se ajunge la o tragedie. În cele din urmă, Bogdan a părăsit clubul, iar afară l-au găsit câțiva polițiști care patrulau în nordul stațiunii. În primul rând vreau să vă zic că sunt ok, chiar dacă se duce efectul anesteziei și încep să simt rana. Nu-i cunosc pe agresori, n-am auzit în viața mea de ei. Dar acum știu, am aflat cine sunt. Acesta nu a dorit să depună o plângere și a refuzat să le dea oamenilor legii informații despre incident. Conform primelor cercetări, polițiștii au stabilit faptul că în urma unui conflict spontan,
Patru persoane l-ar fi bruscat pe bărbatul de 24 de ani, moment în care una dintre acestea l-ar fi agresat fizic cu un obiect tăietor înțepător. În cauza a fost întocmit un dosar de cercetare penală, sub aspectul săvârșirii infracțiunilor de lovirea sau alte violențe, portul și folosirea fără drept de arme albe și tulburarea ordinii și liniștii publice. În urmă cu 2 ani, în aceeași zonă din Mamaia, Mario Fresh și Jador au fost ținta unor indivizi care i-au atacat cu pumni la ieșirea din club. Consiliul Concurenței a propus ori eliminarea tarifului dinamic, ori a tarifului special de pe piață a curselor de tip ride-sharing și taxarea șoferilor care anulează cursele clienților. Cum primesc această veste românii, cât și șoferii curselor, aflăm în materialul următor. Așa arată străzile din capitală la ora prânzului. Aglomerație, oameni care se grăbesc să prindă mijloacele de transport în comun și români care circulă mai puțin cu mașinile tip ride-sharing din cauza prețurilor duble de la orele de vârf. O cursă de 20 de lei a costat 70 de lei. Pentru zilele noastre, na, e un preț nu accesibil pentru toată lumea. Da, au fost câteva momente când am ales să nu iau pentru că e foarte scump să iau un taxi sau o variantă alternativă. Recent, cei de la Consiliul Concurenței au ridicat această problemă a curselor cu tarif dinamic, care ar putea să dispară în viitorul apropiat. Are logică că atunci când e cerea mai mare, prețul să fie mai mare. Dar ce nu are logică este să suprapunem pentru aceeași problemă, pentru perioada mai aglomerată, să avem două mecanisme, să avem atât tarif special pentru orele de vârf, cât și un tarif dinamic suplimentar. Companiile se aleagă ori au un tarif pentru orele de vârf, mai mare decât tariful obișnuit, ori au un tarif dinamic. Propunerea le convine clienților care nu de puține ori au plătit tarife de coșmar. Da, mi se pare ok, că măcar să știi o chestie, așa nu mai deschizi aplicația și zici, hai, sper să nu fie scump, măcar știi exact orele și o să le eviți când știi că sunt scumpe prețurile. În plus, se lucrează și la sancționarea șoferilor de ride-sharing care anulează cursele după ce le-au acceptat. Dacă un client anulează o cursă în unele situații penalizată, deci da, de suport o pagubă, în timp ce conducătorul auto, dacă anulează cursa, nu are nicio sancțiune. Trebuie ca în anumite situații și conducătorul auto să fie cumva penalizat dacă nu-și onorează promisiunea față de călător și anulează cursa. În timp ce clienților li se pare corectă propunerea autorităților, șoferilor de ride-sharing, nu. Mie nu mi se pare ceva normal. Adică eu zic să-și vadă lumea de treaba ei. Păi da, dar la câte curse anulează ei că nu le convine timpii. Aplicația dă timpul mare, adică 20 de minute sau 25 de minute, nu are rost. Și el anulează, de ce nu îi dă? Piața locală de ride-sharing reprezintă 21% din piața totală de transport urban privat, conform unui studiu realizat de PwC România. Narcisele au fost vedete în acest weekend la propriul festival organizat în satul Vad, din județul Brașov. Mii de flori albe au încântat privirile celor care au venit să admire spectacolul naturii. Deși plantele sunt protejate de lege, unii turiști nu s-au putut abține să nu rupă câteva fire, iar cei care au fost văzuți de jandarmi au primit amenzi usturătoare. Eu n-am intrat dincolo de limită. Dar nu e vorba de limită, limita este doar... Am venit o familie, puteți veni. Trei flori de o femeie. Are multe femei, domnule. Nu, suntem o familie. Da? Câte doamne sunt aici, dacă fiecare 3. Da, dar nu din rezervație. Fără să se gândească la răul pe care îl face mediului înconjurător, acest bărbat a vrut să le ofere câteva flori doamnelor cu care a venit în poiana narciselor. Dar ceea ce voia să fie un gest frumos a devenit rapid infracțiune atunci când jandarmii l-au prins pe turist cu narcisele în mâini. Sunt protejate de lege. Știu. Aici știu. Sunt 3.000 de persoane, din care 1.500, să zicem, femei. 1.500 ori ăsta, faceți un calcul. Faptul că bărbatul a recunoscut că a rupt florile nu i-a înduioșat pe jandarmii care i-au dat o amendă de câteva sute de lei. În schimb, cei mai mulți turiști s-au bucurat să admire narcisele de la distanță, să le filmeze sau să se fotografieze alături de ele. Ne prindeți pe tot? Da, da, se văd ce narcisele astea. Noi am venit de la Cluj cu un grup și am venit să vizităm poiana narciselor. Este un mediu deosebit de frumos, natura, aerul curat și tot ce ne înconjoară. Este superb. Foarte multe și
Miros foarte frumos. Rezervația Dumbrava Vadului se întinde pe o suprafață de 7 hectare. În unele locuri, numărul florilor depășește 150 de fire pe metru pătrat, dar responsabilii spun că imaginile cu pădurile colorate în alb devin tot mai rare de la un an la altul. Numărul narciselor scade din cauza celor care rup florile, dar și a autorităților care în ultimii ani au lăsat poienile la mila Domnului. Poienile cu narcise au aparținut vădenilor. Deci au fost proprietăți. Din proprietăți, vara se coseau. Cosindu-se vara și având lumină, aici era o pătură de narcise. Distrugem repede și recuperăm greu sau deloc. După ce au admirat narcisele spectaculoase, turiștii s-au pus pe petrecut. Grătarele au sfârâit cu tot felul de bunătăți pentru gurmanzi, iar petrecerea a fost întreținută de ansamblurile de muzică populară. Imediat în jurnal vedem cum s-a schimbat obiceiul bărbaților care au început să umple saloanele de înfrumusețare, dar și solarele pentru un bronz de invidiat. În timp ce vecinii maghiari pun frână scumpirilor cu ajutorul plafonării prețului la alimentele de bază, la noi, voucherele de 250 de lei promise de guvernanți par să nu-i mulțumească pe oameni. Banii sunt puțini, spun unii, iar alții sunt revoltați pentru că nu se încadrează în categoriile vulnerabile stabilite de autorități. Plafonarea prețurilor din Ungaria, adoptată de guvernul Orban, i-a ajutat pe maghiari să treacă mai ușor peste dificultățile financiare provocate de pandemie și facturile mari la electricitate. De la 1 februarie, prețul alimentelor de bază a scăzut considerabil. Un litru de lapte costă 285 de forinți, adică sub 4 lei, în timp ce în România costă aproape dublu. Un litru de ulei începe în Ungaria de la 749 de forinți, asta înseamnă sub 10 lei, în timp ce în România, în medie, un litru costă 11 lei. Suntem într-un supermarket din Ungaria și am pus în coș produsele de bază plafonate aici, mai precis un litru de lapte, un litru de ulei, un kilogram de zahăr, un kilogram de făină, un kilogram de pulpă de porc și un kilogram de piept de pui. Acest coș costă în Ungaria 54 de lei, comparativ cu România, aceleași produse ar costa 81 de lei. Enico Levai locuiește într-un orășel din Ungaria situat la 80 de kilometri de granița cu România și își face cumpărăturile într-un magazin alimentar din centru. Prețurile au rămas neschimbate de anul trecut la produsele de bază. Pe noi, oamenii de rând, ne-a ajutat foarte mult după pandemie că acești preți au rămas aceiași, deși, în general, totul s-a scumpit chiar și în Ungaria. Vecinii maghiari spun că plafonarea prețurilor a fost un real ajutor după perioada de pandemie, dar și ei sunt îngrijorați de scumpirea altor produse. Mi egy két fős család vagyunk a kisfiammal, és nekünk nagyon sokat jelent, hogy a napi élelmiszerárak, amiket mi használunk főzésre, a csirkemell, a liszt és ezek a dolgok nem emelkedtek. La noi guvernanții au scos din discuție plafonarea prețurilor. Avantajul ar fi fost că o plafonare a prețurilor era valabilă pentru toți cetățenii, inclusiv pentru acei cetățeni cu venituri un pic mai mari. O astfel de măsură trebuie să fie foarte bine justificată, pentru că încalcă destul de multă legislație. Așa s-a ajuns la varianta voucherelor de 50 de euro pentru cei aflați în nevoie, dar e un motiv de nemulțumire pentru alții care nu îl vor primi, deși spun că ar avea mare nevoie. Adică fi încadrat toată lumea, pentru că nu mi se pare drept. Adică dacă ai 1600, nu îți mai dă. Ai 1500, care e marea diferență? Cred că era mai bine cu plafonarea prețurilor și cred că era și pe termen lung. Așa voucherele, din ce am înțeles, le dau pe timp limitat. Deși această doamnă are o pensie de 1200 de lei și poate primi voucherul de 50 de euro, spune că banii nu sunt suficienți pentru a duce un trai decent. La cât e viața de scumpă și facturile și mâncarea, cu ce să ne ajute? Cât vine? 250 de lei și 1450 de lei. Cum să ne ajute? Mai trebuie să mai lucrăm, să mai facem ceva, să ne mai mișcăm pensionarii. Care mai putem? Care nu putem, murim de foame. Și ar mai fi o problemă, spun oamenii. Nu toată lumea se descurcă cu ele și mai ales cu cardurile astea minunate care ni le oferă domnii parlamentari. În Ungaria și prețul la combustibil este plafonat la echivalentul a 6 lei și 17 bani pe litru. La un plin de 50 de litri, economia este de aproape 100 de lei comparativ cu România. Plafonarea prețurilor este valabilă în Ungaria până la 1 iulie.
Două spitale mari din capitală și sute de blocuri rămân de astăzi fără apă caldă. Asta după ce Termoenergetica a transmis că vor începe lucrările pentru schimbarea conductelor de apă caldă, care sunt vechi de mai bine de 50 de ani. Cu mai multe detalii ni se alătură colegul meu, Tiberiu Dobrică. Bună dimineața, Tiberiu! Bună dimineața, Cristina, bun găsit tuturor! Începând de astăzi, aproximativ 400 de blocuri din zona Ștefan cel Mare, Mihai, Bravo, nordul capitalei, inclusiv spitalele Matei, Bal și Colentina, urmează să rămână fără apă caldă. Asta după ce Termoenergetica a transmis că vor începe lucrările de reabilitare a unor țevi care sunt vechi de mai bine de 50 de ani. Ei bine, aceste spitale și blocuri vor rămâne fără apă caldă până vineri la miezul nopții. În zona de nord a capitalei, pe șoseaua Pipera, Floreasca și Bulevardul Nicolae Caranfil, urmează că în această săptămână să fie rezolvate mai multe avarii pe care locuitorii le-au reclamat în ultima perioadă. Motivul este unul clar, țevile de apă sunt vechi de mai bine de 40 de ani și s-a întâmplat de mai multe ori să cedeze. De altfel, polițiștii din cadrul brigăzii rutiere le recomandă șoferilor să evite zonele în care vor începe lucrările, deoarece multe dintre acestea se vor desfășura pe șosea, iar traficul va fi îngreunat. O statistică realizată în 2021 arată că 70% sunt din aproape 1000 de kilometri de conducta pentru rețeaua principală de apă fierbinte, care este veche de mai bine de 25 de ani. Astfel, în modernizarea întregii rețele de distribuție și transport din capitală costă în jur de 1,4 miliarde de euro. Acestea au fost informațiile. Cristina, înapoi la tine. Mulțumesc, Tiberiu. Nu doar femeile petrec ore în șir în saloanele de înfrumusețare. Mai nou, și bărbații au acest obicei. Sunt din ce în ce mai atenți la aspectul lor, iar asta se observă și în numărul programărilor. În frizerii, bărbații cer să se penseze, să-și facă manicura și chiar să meargă la solar. În fiecare lună, aceștia plătesc aproximativ 1000 de lei. Acesta ar fi rezultatul final. Noile tendințe în modă au transformat și gusturile bărbaților. De la tunsori clasice, simple, tinerii s-au îndreptat spre frizuri cât mai sofisticate. Dungile de păr sunt un exemplu. Am ales o frizură nouă, că până acum am fost tuns fără acest model. Și Răzvan a venit la salon să se tundă, dar... Să-mi fac barba. Sunt foarte curios cum o să iasă. Mulți bărbați aleg mai nou să-și vopsească și barba. Mă bucur că m-a convins să-mi fac și barba. Chiar îmi place foarte mult lucrul și o să mai încerc. În ideea în care clienții au pretenții mult mai mari, să zicem, în perioada asta, durează într-o oră, o oră jumătate pentru un tuns barbă, aranjat, spălat. Înainte dura undeva la o jumătate de oră. Deci, adică pretențiile nu erau atât de mari. Bărbații nu preferă doar tunsorile moderne, ci și pensatul ori tratamentele faciale. Iar pentru ten, bărbații aleg de cele mai multe ori tratamentele pentru hidratare. Această terapie ne ajută să întărim și capilarele dilatate, ne ajută să închidem și porii. Sezonul estival a început, așa că tot mai mulți bărbați aleg să se bronzeze înainte să ajungă la mare. Acest tânăr este instructor de fitness și a făcut un obicei ca de la sală să meargă direct la solar. Mi se pare că este, poți controla mult mai ok față de expunerea la soare, îmi conferă un aspect al corpului mult mai plăcut. După ședința de solar, obișnuiesc să folosesc o cremă hidratantă pentru a avea grijă în continuare de pielea mea. Ca și femeile, bărbații plătesc aproximativ 1000 de lei pe lună în saloanele de înfrumusețare. Începem săptămâna cu vreme caldă în mare parte din țară. Valoarea maximă a zilei va fi de 31 de grade. În sud-vest, la Drobeta, în vestul țării, la Arad, vor fi 29 de grade, iar soarele se va arăta toată ziua. Însorit va fi și în nord-vest, la Satu Mare, unde termometrul va urca până la 24 de grade Celsius. În Moldova, la Iași, vor fi 25 de grade tot cu soare, iar în Bacău, 26 de grade. În schimb, pe litoral, la Constanța, va fi cea mai scăzută temperatură a zilei, 21 de grade, și este posibil să plouă. În capitală, vor fi 29 de grade Celsius și în Sorit. La această oră, în București, sunt 12 grade Celsius. La Brăila sunt 13 grade cu soare deja. La munte, la Brașov, sunt 9 grade.
Un sat din Dobrogea devine inima turismului tradițional. Jurilovca, mica localitate tulceană, atrage tot mai mulți vizitatori. Nu lipsesc nici antreprenorii care investesc în ținutul de bazm. Sunt tineri care nu vânează doar profitul. Renunță chiar ei la viața din orașele poluate și se mută definitiv aproape de locul unde delta și marea se întâlnesc. Bun venit în Jurilovca, comuna pictată în culori vii cu acoperișuri din stuf și o comunitate frumoasă de lipoveni gospodari. Zona este cunoscută pentru portul pescăresc și pentru locuințele tradiționale din chirpici vopsite în nuanțe de albastru. Tot mai mulți tineri sunt atrași de acest loc. Ne-am dorit dintotdeauna să avem o căsuță la țară și la un moment dat am făcut pasul de a cumpăra o casă la țară și am ales să cumpărăm o casă din 1893, pe care o vom reface fix cu tehnicile de pe vechi. Este un sat viu, plin de culoare, mai ales când lipovenii merg la biserică în zi de sărbătoare. Marian și Daniela Sterea sunt doi tineri din Constanța care s-au îndrăgostit de Jurilovca și au decis să se mute într-o casă veche de peste 100 de ani. Imediat au început să transforme vechea magazie din grădină într-o casă dobrogeană. Este un proiect complex, dar care la final va merita absolut tot efortul nostru. De câțiva ani, atât turiștii români cât și cei străini vin aici pentru a descoperi gastronomia, tradițiile, dar și arhitectura simplă de odinioară a caselor. Marius Poto a construit o pensiune cu 8 camere pentru toți cei care aleg acest colț de rai. Ne considerăm norocoși că am luat decizia să ridicăm ceva aici în Jurilovca. Comunitatea este foarte frumoasă. Noi considerăm că este cel mai potrivit loc pentru a descoperi Dobrogea. În anii trecuți, cu pensiunea anterioară pe care am dezvoltat-o, am avut cam un sfert turiști străini. Acum, cu pandemia, încep să reapară și turiștii străini. Ei sunt foarte pasionați de această zonă. La un moment dat, poate mult mai pasionat și mai dornic să descopere decât românii erau acum 5 ani, le interesează natura, cultura, istoria și un pic de liniște. Pentru o noapte de cazare, turiștii vor scoate din buzunar 500 de lei. Aici intră micul dejun și cina. Tot în comuna Jurilovca găsiți și câteva restaurante pescărești, cum este și acesta, unde puteți mânca un pește proaspăt sau, de ce nu, un storceac delicios. Această tavernă este amplasată chiar între casele lipovenești. Din aprilie și până în octombrie, turiștii pot servi din bucatele locale. Aici avem stavrit pe pat de sare. Când este cel mai aglomerat aici? Pe weekend. Și cred că începând de la 1 o să fie zi de zi. Acest cuplu din București are de gând să plece din zgomotul capitalei și să se mute într-o casă tradițională. Ne place foarte mult cum arată. Ne place că e cu apă, cu soare. În ultimii ani, în ultimii 10 ani am venit, cred că de vreo 2 ori pe an, ceva de genul ăsta. Și ne-a plăcut foarte mult. Și în principiu vreau să ne mutăm. Sezonul abia acum începe în Jurilovca. De aici turiștii pot vizita și alte tărâmuri de poveste, precum Gura Portiței, Delta Dunării sau plaja din Sfântul Gheorghe. Un festival inedit cu războinici, cavaleri, domnițe și meșteșugare a avut loc la Craiova. Timp de 3 zile, metropola a călătorit în timp și a îmbrăcat hainele epocii medievale. Peste 100 de artiști din toată țara, costumați specific epocii apuse, au așezat corturile în centrul orașului și reconstruit scene ale luptelor din secolele trecute. Într-un tablou medieval, desprins parcă din poveștile cu cavalerii, domnițe și meșteșugari, s-a transformat cetatea Băniei. Peste 100 de artiști veniți din toată țara au călătorit în timp și au dat ocazia curioșilor să admire costumele unicat confecționate chiar de către participanți. Aici l-am întâlnit și pe nobilul Ioan, venit tocmai de pe plaiurile Mediașului ca să reconstituie scenele din secolul al XIII-lea. Reprezentăm teutonii într-o ținută mai lejeră de marș. Nu este o ținută de luptă, dar este o ținută de marș în care puteai să te aștepți la orice ambuscadă. Suntem niște domnițe de curte care ar petrece în mod normal timpul împreună cu regele și regina într-un castel. După paradă, cavalerii, domnițele și meșteșugarii au campat în piața Mihai Viteazul, iar războinicii au reconstituit scene din luptele epocii medievale. Standurile cu arme și săbii vechi au fost atracția celor mici, care au vrut să afle mai multe despre istoria vremii și au făcut poze cu personajele. Asta era de obicei folosit orcaș tun contra oastei inamicii sau tun folosit pentru a semnaliza. Este și o lecție de istorie, învățăm câte ceva, costumele sunt foarte frumoase.
Copiii sunt bucuroși că au făcut poze cu ei, cu armurile. Festivalul Mihai Viteazul s-a încheiat aseară, însă până atunci s-au desfășurat concursuri de tir cu arcul și aruncarea suliței, jocuri de castel și alte ateliere interactive. Doamnelor și domnilor, jurnalul se încheie aici, dar nu plecați. Chiar acum începe emisiunea Dimineața cu noi. Sunt Cristina Dorobanțu, vă mulțumesc pentru atenție. Să aveți o zi excelentă!